Foarte mult gold. Gold este cel care, de care am nevoie foarte mult. Oh! Dude, mi-a picat Piper în sfârșit. Trăgă lașa de ea. Bă, ești nebun, în sfârșit mi-a picat Piper. Hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Astăzi avem de deschis 19 Brawl Box-uri și un B-Box pe care l-am ținut pentru acest episod. Am făcut și 6502 trofee pe live, unde o să dau un collect aici și cred că o să bag în relu, îmi cer scuze. Și pe shop aici am 300 de powerpoints-uri pe care din nou le voi cumpăra și le voi băga în relu. Cred că știți din ce cauză bag eu tot un încrau, pentru că am auzit că o să primească buff, Leon și Spike cu siguranță cele mai OP legendare și o să primească nerf, deci n-are rost să investesc în ele. Plus de asta, relu merită să-l faci level maxim, adică power maxim, pentru că are această abilitate care îl ajută. Ceea ce la Spike, dacă faci abilitatea maximă, nu-ți dă decât 500 viață când ești în zona aceea de dai superul. Și Leon îți dă o rapiditate în plus când ai superul activat. Dar nimic mai mult, nimic mai puțin, Crow este singura legendară care îți dă ceva plus la atacul normal. Adică la atac, vedeți voi, la poison. Poisonul acela pe care îl dai pe om e cu 10% mai mare. Ok, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă vreți să susțineți această serie și dacă vreți să mă ajutați. Dacă doriți, găsiți și în descriere, primul link din descriere, grupul de Brawl Stars. Grupul de Brawl Stars l-am creat, știu că l-aveam și pe cel vechi de la turneu, dar au intrat străini și nu ne mai înțelegem acolo care cum suntem. Acesta o să vă accept eu personal, deci dacă vreți să intrați aveți primul link din descriere. Acest grup l-am făcut ca să jucăm împreună, când falai pe Streamcraft putem să jucăm împreună și să facem camera, acolo să las codul. Pentru că pe Streamcraft e delay-ul mare, deci aveți primul link din descriere pentru grup. Bun, hai fără doar și poate să nu mai prelungim, hai să deschidem Brawl Box-urile acestea, să vedem dacă ne pică ceva bun. Daryl și Bull, mamă ce fug eu de Bull. Știți care este șmecheria? Hai să îl luăm pe Crow și să deschidem aceste Brawl Box-uri. Parcă presim că îmi dă ceva bun, nu știu, zic și eu. 30 coins, Daryl și Colt. Bun, ia să mai vedem. 14 coins, Shelly și Nita. 15 coins, Burley și Leon. Coins, Bull și Tara. Deci Piper-ul este singurul brawler de care duc lipsă și de care am nevoie. 14 coins, Frank și Daryl. 30 coins, Brock și El Primo. Și mai îmi dă un event ticket. Și pe El Primo pot să-l fac level up, adică power up. 16 coins, 6 Tara, 15 Frank. 18 coins, 7 Nita, 10 Penny. 23 coins, El Primo. Oricum, dacă nu ne pică astăzi, cu siguranță weekendul acesta o să ne pice, pentru că o să iau vreo 150 de Brawl Box-uri și o să pice din 150, ar fi imposibil să nu pice. 15 coins, Spike, Pam. Și Spike pot să-l duc la level up, dar păcat că am nevoie de gold, foarte mult gold. 4 Nita, Dynamic, bun. 17 coins, 4 Mortis, Jesse și un event tickets. Foarte mult gold. Gold este cel care, de care am nevoie foarte mult. Dude, mi-a picat Piper în sfârșit. Trăgă lașa de ea. Bă, ești nebun, în sfârșit mi-a picat Piper. Bă, dar nu știu care a fost situația, că gen s-a încărcat foarte mult chestul, asta se încarce foarte mult chestul și imediat mi-a picat Piper. Ultimul brawler de care aveam nevoie. Wow, oricum, cu siguranță o să iau chesturile. Deci cu siguranță o să iau chesturile, băieți. Ok, mi-a dat și la Piper. Gen chesturile în weekend cu siguranță pentru a mai ridica din cărți și a la gol destul. 13 coins Nita și Piper. Bă, deci nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că mi-a picat Piper. 51 coins Ricochet, Shelly și Mortis. E bine, de acum încolo, cu siguranță știți cu ce o să fie acest episod, nu? Adică nici nu trebuie să vă mai spun. Ok, o să fac power up. 374 de coins, cât îmi trebuie pentru... Aoleo, din păcate îmi trebuie 480 coins. Nu este nicio problemă. Un alt episod o să fie cu Crow și o să-l upgradăm la level up. Și chiar acum, chiar pe episodul ăsta, o să cumpăr acest power up. Stai să nu-l dau pe vreo carte greșită. Ok, o să-l adaug pe Crow. Bun, 300 de power points, sunt o grămadă de power points-uri, ca să zic așa. Și o să mai iau de aici. Ce credeți? 75? Se bag eu în Piper? Dar nu, că o să am chesturile în weekendul ăsta, n-are rost. Pe toate o să le bag în Crow. Deci toate în Crow. Ia uitați câte am la Crow. Stați să vă arăt. Am 600. Deci asta ce înseamnă că o să fie power 8 și o să se ducă spre power 9, ca să zic așa. Bun, păi fără doar și poate, hai să jucăm. Ca să nu mai zic de foarte fără doar și poate. Băi, chiar sunt foarte fericit. Nu pot să descriu fericirea pe care o am,
Dar chiar sunt fericit că am toți brawlerii, absolut toți brawlerii, băieți. Deci chiar am toți brawlerii. Bun, hai să intrăm la solo. Hai să vedem mapele. Asta e cu, da, e cu pietre mult. Sincer să fiu, cred că o să joc pe asta. Cred eu, dar e cu boscheți și asta nu prea merge. Na, hai să încercăm pe asta, pe prima. Oricum e rang mic și, da, hai să vedem. Dăm primul match. Bă, deci nu vine să cred, mi-a picat Piper, nu vine să cred. Nu credeam că o să-mi pice atât de ușor. Bine, până la urmă era epică. Și era de așteptat. Ia să vedem rage-ul, cât de mamă, cât de mare are rage-ul. What? Bă, dar cum se duce abilitatea? Gen, se duce glonț abilitatea. Wow! Și cu cât te apropii mai mult, cu atât de damage-ul mai mare. Dar acum de ce a dat așa de mic damage-ul? De ce dă așa de mic damage-ul? Adică câteodată dă mai mic, câteodată dă mai mare. Ia, dacă stau așa de la distanță. Dacă stau de la distanță, dă mai mare damage decât să stau la apropiere. Cum n-ai băi asta? Gata, l-am omorât! Păi, dar cum e asta? Adică dă distanță, dă damage mai mare de la distanță decât de la apropiere? Nu înțeleg, sunt confuz. Sunt confuz, băieți. Nu, o să mă bată, o să mă bată Bull. Nu, am scăpat, am scăpat. Wow, ce scăpat, drăgălașa de aia. Mamă, și cum intră damage-ul în ei. E glonț, damage-ul e glonț. Hai să mă ajut cu Bull. Dar nu știu dacă știe ăsta să facă timp. Na, nu știe ăsta să facă timp. E vai soarta lui. Ok, hai că am ratat abilitățile. Sunt pe emulator, asta este aiurea. Mă, mai e și un Mortis? Nu l-am nimerit. Mortis a murit, din păcate. O să mai fie ăsta el primul, ăsta e aiurea rău. Dacă nu-l pic cu Bo, nu o să am nicio șansă ca să-l pobate pe el primul. Trebuie să-i dau predicturi. Gata, perfect. Oh, și am omorât, bă, ce tare. Wow. Bă, wow. Am luat fără cuvinte cât de tare. Deci am sărit, practic, și bombele l-au omorât, pentru că a rămas efectiv în mine. Foarte, foarte tare, băieți. E un caracter bun, Piper. Nu mă așteptam să dea gen damage-ul instant. Nu mă așteptam să dea damage-ul instant pe jucător și să fie de la distanță, să fie damage-ul mai mare decât de apropiere. Chiar nu mă așteptam. Uitați-vă câtă distanță are. Cred că îl pic pe Brock. Da, din două hituri l-am picat. Wow. Chiar e un caracter foarte OP. Deci țin să vă spun că Piper e un caracter OP. Of. Uite cum îl cheamă peste. Boule. Și cred că e român. Boule. Cum n-ai băsit chimea, bă? Boule. Doamne. Cu siguranță e român. Ne uităm după mes să vedem. Cu siguranță, adică. V-am zis. Românii au cele mai interesante nume. Boule. Incredibil așa ceva. Adică dacă e ceva arata și killer. Boule. Am ratat abilitatea. Sunt și de pe emulator, nu se compara emulatorul cu telefonul, băieți, oricum. Deci nu se compara emulatorul cu telefonul. Să știți și voi asta. Bine, cred că știți deja, nu mai trebuie să vă mai spun. Ok, am o Nita aici. I-am dat un urs. Trebuie să-i omor ursul. Băi, dă-l încolo, nu l-am omorât încă. Iaiurea că numai el primo în jur. E Nita aici jos, dar numai el primo și el primo amândoi au abilitatea încărcată. Nu, o să mă bată. N-ai cum, frate, cu el primo
El Primo e OP, adică da. Ia să vedem pe Bou, Boule, dacă era român. Vedem. Unde era? Aici era. France. A, deci se pare că nu era român. Bun, și haideți să dăm și cel de-al treilea meci, este acesta pe episod. Nu știu câte meciuri o să dau, cu siguranță o să jucăm mai mult pe StreamCraft sau pe YouTube sau vedem noi. Am zis să văd cum e caracterul în mare parte, pentru că joc și de pe emulator. Și da, deci cu cât te apropii mai mult, cu atât damage-ul e mai mic. Cu cât stai mai depărtat, cu atât damage-ul e mai mare. Mamă, ce i-am prins-o. Mamă, ce i-am prins-o. Mamă, sunt împărat pe Piper. Sunt șmecher. Ia să vă, mă, frate, dacă stau de la distanță. Și acum, dacă mă duc și mai la distanță? Bă, ești nebun. Stai că nu mai în cap ăsta. Bă, ești nebun? Nu știam asta. Și-am omorât-o. Hop, fustița, ia fustița. Ce găsim noi sub fustiță? Ceva blăniță. Ok. L-avem din nou pe El Primo, l-avem și pe chitarist. Dacă îi mergem de la distanță, bă, e foarte bună Piper. Deci de la distanță dă de rupe norii. Nu-i rău, ia să vedem cât power facem pe doamna fustiță, domnișoara fustiță, 12. De unde o fi șobolanul celălalt? Nu e aici, aici nu e. Mă, șobolane, unde te ascunzi? Ia, uite unde era șobolanul. Dar are vreo șansă ca să reziste, n-are nicio șansă. Bun, încă un meci câștigat. Am apucat să iau power mult și din cauza asta m-a ajutat. Ia să vedem dacă ne dă ceva din chestul acesta. Acum cu siguranță pot să-l deschid. Bun, hai să vedem. Coins, Piper. Oh, chiar mi-a dat Piper și event tickets. Deci chiar mi-a dat Piper. Da, am 11 din 30. Nicio problemă. Hai să mai dăm încă două meciuri pentru acest episod și restul le vom da dacă intru un alt episod. Vreau să fac un episod și cu Relu, dar când o să am gold. Deci când o să am gold ca să-l upgradez pe Relu la Power 8. Să văd cât o să mai trebuiască pentru Power 9. O să mai fac un episod și cu Relu. Bineînțeles, meciurile jucăm și pe live. Ce-am ratat? Asta n-am mai ratat-o. 78! What? Nu! No, 32! Cine? Ce naiba, măi, frate, mă. Ce naiba s-a întâmplat? Așa noroc și așa ghinion pentru mine? Deci, nu, cu cât te apropii, dă damage-ul mai mic. Cu cât stai de la distanță, dai damage-ul mai mare. Am înțeles. Eu am crezut că e ca la Leon sau acolo la alte caractere. Ok, bam, l-am dat. I-am dat. Bam, i-am dat. Wow, ce s-a ferit. Și eu ce am scăpat. Ok, nicio problemă. O să iau chestul astea. Wow, bă, da, cât power, dude, a luat ăla. Dă-ți numai bui. Îți numai bui, frate. Care mi-s șansele ca să-l pot bate? Să-i pot bate pe bui. Care-s șansele să-i pot bate? Hai, mă, ieși afară și tu. No, rupă ea, mă. O să rupă. Dacă stau la distanță, probabil să fac ceva. Dar nu, o să-mi fie greu cu ăștia doi. Numai să se bată între ei și să intervin eu. Probabil asta o să fie situația bună. Trebuia să sar. Trebuia să sar aici. Când am văzut, trebuia să sar instant. Da, mă, cum să nu. Te sun eu mâine. Opa! Ce, mă, frate, să... Pe bune, acum voi faceți timp ca să mă omorâți? Mamă, frate, numai bo? What the hell is this? Bro, numai bo? Dar nu, cum naiba, de unde au venit ăștia, mă, frate? De unde au venit? Numai bo, frate. 3 bo? Așa, easy, easy, busy. Am promis că mai dăm un match, hai să mai dăm un match pentru acest episod.
Easy busy, frate, nici nu știu de unde au apărut acești bo. Numai bo. Și ultimii rămași, avea și power mare ăla. N-avea ce să faci aluia cu power mare. Și chiar n-avea ce să-i faci cu power mare. Ok, hai să dau aici. Deci cu cât stai la distanță, cu atât dai damage mai mare. 1600. Cum te apropii? Ia să vedem. Stau deci la cea mai mare distanță posibilă. Dar nici nu vezi damage-ul. Și vine fucking. Aaa, cred că o să fac timp cu Piper. Săraca turetă. Da, și dacă iasă afară, I'm duck. A cam ierlit-o. A cam ierlit-o dacă i-a ieșit afară. Nu știu ce să zic, n-am power, n-am nimic. Și gen, e aiurea că trebuie să dai damage-ul să se ducă numai pe... Mai dăm un match. Nu sunt obișnuit, se vede că nu sunt obișnuit pe Piper. Adică, da, e pentru prima dată când am luat-o. Cum aș putea fi obișnuit atâta timp când nu am jucat niciodată? Adică, din acest episod, o să mai joc eu, bineînțeles, o să mai fac un alt episod în care o să fie doar Piper, dar o să joc de pe telefon, pentru că Piper necesită jucată de pe telefon ca să ai rapiditatea mai mare. Alo, alo. Mama ta de tastatură. Uite-mă, frate, cum se blochează în cactus. Bam! Te-am penetrat. Și problema e că uite cum sunt chesturile. Trebuie să stai de la distanță ca să dai damage-ul cel mai mare. Pentru că dacă te duci în apropiere, nu mai dă damage-ul atât de mare. Asta e iurea. Eu credeam că dacă te duci în apropiere, dai damage mare. Dar de fapt nu este așa. Se bat tarele între ele. Te duci la distanță. Uite, ești tu. N-am mai văzut așa ceva. Hello, ho! Gata, Tara. Te-am penetrat. Păcat că am ratat acolo. Bam! Opa! Bine că nu mi-a dat flash. Tu mai îmi dă o dată și m-a omorât. Bă, ce bună ești tureta aia, mă. Bă, dar până unde dă? Bă, pe bune că stai doar pe mine? A, mai sunt eu cu ea, am înțeles. Nu știu de ce presim, dau să iau locul 2. Pentru că tureta aia o să mă moare. Dar mă bate tureta, dude. Ce tensiune. Am și eu 5 power. Opa, te-am penetrat. Te-am penetrat. Aolo, n-am mai penetrat, dău. Și are tureta. No! Nu po, frat, nu po, nu pot efectiv. Adică tureta aia mă bătea singură. E imposibil. Și de pe emulator, și de pe tastatură, în fine. Nu este nicio problemă, nu ne supărăm. Pentru că n-avem de ce. Avem un brawler nou pe care... De care o să ne folosim, zic eu. Ok, am făcut câte trofee? 6543 de trofee. 99 din 100 norocul meu de dintotdeauna pe jocuri în general. Cam asta a fost și episodul, băieți. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă ajutați să ducem videoclipul ăsta cât mai departe, gen. Nu uitați și de grup, că-l găsiți în descriere. Dacă vreți să jucați cu mine, găsiți grupul de WeGamers în descriere, în primul link din descriere. Nu uitați că weekendul acesta o să joc la Robo Rumble, o să iau tichete full. Am pregătit ceva frumos pentru că, după cum vedeți și pe shop aici, am 6088 de token doubleruri. Deci am pregătit ceva frumos pentru voi, un chest opening blană, blană, bombă. Cam asta a fost, nu uitați de butonul de like și de abonare și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!